Salut la toți, eu mă numesc Nicoleta și este un nou video pe canalul meu de YouTube. Și astăzi vom privi Vorbește Moldova, episodul Mi-a născut copii din flori, partea 1. Sper că v-a fost dor, fiindcă practic 3 săptămâni nu am postat reacții, am avut examene la universitate și nu am avut timp. Dar acum am să mă strădui să postez mai regulat. Cine dorește să privească video original de pe pagina oficială Vorbește Moldova, linkul este în descriere. Iar cine vrea ca noi să privim împreună, rămâneți aici. Săptămâna viitoare eu am să plec, încă nu vă spun unde, și după asta va ieși și un vlog interesant. De aceea, abonați-vă ca să nu ratați. Luați-vă ceva bun de mâncare și începem! Aici Vorbește Moldova, în acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Ion și Olga și-au unit destinele în toamna anului 2008. La scurt timp, în familia lor, a apărut primul copil, iar după 3 ani a venit și mezinul. Părea o familie fericită, până într-o zi, când Ion s-a întâlnit cu cineva care i-a răsturnat viața. Tu ești amăgit. Și tu n-ai niciun copil. Spusele l-au pus pe gânduri pe bărbat. Am venit cu tare tomă. Săracul, el povestește, mă tremură. Eu nu-mi imaginez ce simt el. Tu trăiești atâția ani cu o persoană care e posibil te-a minciunit. Nu știu, asta e grav de tot. E cât au 2 copii și probabil niciunul nu-i de la dânsul. Strașnic. Eu cred că eu m-am auzit. Câți copiii mei. Și nu doar Ion își suspecta soție de infidelitate. Pe această poză este fiorul Ion. Așa. Dar pe ea asta e nepoțica Vitalina. Nu se seamănă, nu. Ei, haide, măi, că asta... Nu seamănă. Asta e motiv de învinuire, că nu știu cine o zis și că ea ca nu seamănă. Pozele în copilărie nu seamănă. Da. Aberații. Vreau să fac un test în cap. Vreau să aflu adevărul. Cine este misterioasa persoană care i-a spus lui Ion despre presupusa infidelitate a soției sale? Și de ce bărbatul a crezut-o? Ce se întâmplă acum cu mama și cei 2 copii pe care Ion îi crede străini? Ea va accepta oare testul ADN solicitat de bărbat? Toate răspunsurile astăzi în emisiune. Aurica și Vitalie Rusu, părinții bărbatului care crede că soția i-a născut 2 copii din flori, au venit... 2 copii din flori. Astăzi în platoul nostru. Se întâmpină. Mai întâi de toate vreau să vă întreb, cum ați aflat și ați reacționat atunci când Ion a decis să se însoare cu Olga? N-aș spune ce a plăcut, pentru că mi s-a părut mie. Prea repede s-a hotărât întrebarea asta. Cât de repede? Îndată, chiar s-o cotem așa, 2 zile cât erau ei cunoscuți. Și de mă 3-a zi o vineți să fac cunoștință părință. Ei nu mai s-au cunoscut și peste câteva zile adică repede au făcut cunoștință cu părinții și hai să ne căsătorim. Da, asta e foarte straniu. Da, emoții una alta, dar oricum trebuie să rămâi cu cap pe umeri. Olga... Pe bune? În 3 zile sau... Chiar ea ca pe bune. O decis? 2 zile bune, cam așa ceva. Și a 3-a zi vă veneți să fac cunoștință cu noi și înțelegere chiar. Eu știu că Cătării, dacă, de exemplu, dacă se căsătorește băiatul cu fata, de exemplu, întâi și întâi,
părinții fetei cheamă părinții băiatului să cunoască. Dar la noi a fost invers. Noi am avut 2 noiembrie, am fost luni mari, am cununat o pereche de tineri. Așa. Și pe 2 noiembrie, ei la 2 noiembrie s-au întâlnit la nunta aceea. Și noi atunci am luat o mașină la, cum spune, am arendat-o, că să avem cu ce ne folosi la nuntă. Și el, era băietul, era cu mașina, el mergea la ruș. Și nu știu, eu singur nu știu, eu singur nu știu cum a ajuns. Am înțeles, v-a șocat ideea, da, dar l-ați întrebat de ce atât de repede, pentru că... Prima, deodată, avem așa o... spun o îndoială, mai știu eu, nu eram tare dispus cu propunerea lor că îi se căsătoresc așa repede. Pentru el băiatul, până la întâmplarea asta, au avut o întâlnire cât a fost el la Moscova cu o fată, 3 ani de zile și nu s-a căsătorit. Dar aici era de mirare, taman o zi, două, o durat și a treia zi de-am să vii și la înțelegere. Să... Dar Olga, cum vi s-a părut? Am și eu fată și m-am gândit că de ce nu? Dacă îi place lui ea, n-am străim noi cu dânsa, să trăiască el. Și ne-am gândit să fie bine, n-am vrut să nu trăiască, ori să aibă ceva dubii el, ori poate ceva... Noi nu ne-am pus nici, nu ne-am apăsat și nu le dăm voie să trăiască. Păreau îndrăgostiți? Se vedea că, uite... Parcă n-aș zici tare. Și totuși în 3 zile au decis să se căsătorească. Da, în 3 zile. Chiar și dat, anunțe. Tot e singur. Au stabilit-o deodată. Da. 31 mai. Și nici mai înainte, nici mai urmă. 31 mai. Dar poate mai târziu. Nu, că burta e mare și... Apropo de burtă mare, când ați aflat că e însărcinată și, uite, vă face bunici? După ce au venit la Moscova, au stat o săptămână, ori nu să-mi mintiu, cât puțin tare au stat, și pe urmă s-au doi la Moscova. Și au trecut 2 săptămâni și ne sună Olea. Bucurați-vă că ați șis bunei. Am șocat. De ce? Cum? Repede! Și intervale, nică și suntem... Tot pe neșteptate. Dar poate fi însărcinat, ne gândim, dar tot una, nu poți fi, cum așa de repede, așa de repede. V-a trezit din start bănuieli. Da, da. O spus că poate și fi însărcinat, adică ei nu s-au gândit la faptul, inițial, nu s-au gândit la faptul că poate fi de la altcineva, dar că ea însuși minciunește că a fost însărcinată. Dar pentru și care e sensul e să minciunească că ea că eu sunt însărcinată? Repede, da? Și așa să faci un copil, repede îl faci. Da. Și ce fel de bănuieli până la urmă vi s-au trezit? Ne-am gândit că cum așa de repede poate să fie, că chiar dacă, de exemplu, ești căsătorită, nu poți să afli... Spuneți pe șleau, doamna Viorica. Nu poți să... Deci vi s-a părut că era gravidă înainte de a-l întâlni pe fiul dumneavoastră? Da, da, da. I-ați spus despre aceste bănuieli fiului dumneavoastră? Noi am zis, cum poți și așa, dacă nu de mult voi vă cunoșteți, când colo nu m-a dus la Moscova, trec 2 săptămâni și Olea sună și spune că ești însărcinat. El ce v-a zis? Nu a zis nimic, a tăcut și nu a zis nimic. A încercat să vă contrazică, să zic că mama nu poți să zici așa nu ceva? Nu a zis nimic, nu. Nu a ascultat și nu a zis nimic. Domnul Vitalie, eu am înțeles că dumneavoastră ați mai avut niște bănuieli privind Olga. Venind noi de la Moscova, eu fișorul, eram... Ambii pe un scaun, nu de parte de șofer, la fiecare post de poliție, o ascundeu pe Olea. Eu zic, păi de ce pe unul, pe altul, de acolo, de pe autobus? Nu, dar o dă de o parte, acolo, jos. Cine o dă de o parte? Unul din șoferi. Zic, păi, o ascundeau. Da. De ce o ascundeau? Ori n-a bilet, nu cumpărat, noi nu știm singur, nu știm. Păi, poate de la întâmplarea asta, mai știu eu, și e tot. Și are, în general, una cu alta. Bănuieli în privința sarcinii și cu situația asta. Chiar nu înțeleg care e legătura. Totodată s-o grăbiți, spui și dat anunț. Și repede... Deci, ca să înțeleg, atunci când a venit la voi în casă, v-ați dat seama că este fata pe care ați văzut-o în autobuz? Da, noi chiar la nuntă și când... Eu fost la nuntă când... Of, Doamne! Eu, Doamne, nu mai înțeleg nică. Și are autobuzul cu nuntă. Bun, la nuntă i s-au cunoscut, dar și are situația asta cu Moscova, cu nu știu ce. Tot la nuntă a fost... Și când l-a anunțat Ion că se însoară tocmai cu această fată, i-ați spus fiului despre ceea ce ați văzut? Nu, el era alături cu mine. El era și el. Așa. Era și el. Și dumneavoastră v-ați amintit de acel moment?
Nici Natalia nu înțelege care e legătura și... Da, după ce o ocazie? Bine, au ascuns-o, au nu știu ce. Care sunt bănuielile? Despre ce o bănuieți? Și cum este legat despre de poate bănuielile voastre? Copilul de atunci cum v-a apărut la, și avea... Că ce, că s-a culcat cu șoferii, da, sau ce? Posibil. Of, Doamne! Ce are asta, în general, cu ascundeu șoferii că posibil era însărcinată? Dar cum avea să afli că e însărcinat? Și avea să-i fac test acolo? Nu pot să știu. Eu numai că vorbesc ei și am văzut. Așa. Atunci când a născut... E că acum oamenii singuri lor e că alcătuiesc ceva în cap, niște aberații și cred în asta. Că ea că eu cred că ei era însărcinat pentru că dânsa o ascundeau atunci în rutieră. Sau că ea că uite-te la poze, că nu seamănă deloc. Olga, cum ați... Noi nu eram, eram la Moscova. La așa? Locul. Și când v-ați văzut nepoata? Și după ce am venit de la Moscova. Uh-huh. Și copilul când e mic, știți, fiecare copil seamănă unul cu altul și nu poți să deosebi. Dar ați simțit, iată, această dragoste de bunici? Parcă da și parcă nu, pentru că inițial nu au fost prea bucuroși de căsătoria lor. Nu cred eu că copilul copilul lor. Adică ei inițial aveau așa o... erau mai negativi în contra acestei relații. De asta și poate nu prea simțeau așa afecțiune față de copilul ăsta. Nu știți? Parcă e a noastră și parcă nu e a noastră. Și de-am o lecuță s-o mai ridicat, o lecuță s-o mai crescut, dar ei nu... fotografii nu ne-l da niciodată. Asta numai cât... Dar voi o vedeați pe nepoțică sau nu? Vedeam că vine cu dânsa la noi, vine. Și pentru ce fotografii? Și... nu, am vedere așa ca bunie. Poate e o fotografie, o mai pui într-o rampă, dar poate așa. Pui pe masă, dar poate ți-i doar uneori vrei să te uiți că așa. Știi că ai nevoie. Fă tu poză. Două fotografii numai cât le-am. Una o rămas perete cas și una am adus-o în studio aici, este în geant. Și eu atât alte fotografii nu am. Dar cu băițelul nici o fotografie nu am. Când a apărut al doilea nepoțel, ați avut aceleași dubii? Parcă nu am avut așa dubii la doilea, că am fost chiar și la maternitate. Și parcă la băiețel, nu știu cum, parcă altfel. La... Până acum n-am auzit niciun motiv ca ei să nu aibă încredere în fata asta. Da, repede s-o cunoscut, repede s-o hotărât să căsătorească, repede a făcut copilul. Dar până când n-o spus nică și să mă facă, că eu să mă gândesc, măcar să mă gândesc, că e într-adevăr l-a înșelat și copilul e la altcineva. Sau că ea mai întâi a făcut copilul și primul s-a întâlnit cu dânsul. Încă nimic nu a spus. La. Numai așa niște bănuieli de-a lor neargumentate. La, nu știu cum, la inimă, parcă s-a lipit altfel, nu ca la fată, dar nu știu. Adică vreți să spuneți da. Că și la băiețel ați avea dubii? Eu nu seamănă cu băietul. Nici fata, nici băietul. Și nici fata cu băietul nu seamănă unul cu altul. Uh-huh. Domnul Vitalie, dar ați zis că ați venit aici să aflați adevărul. Nu, înainte adevăr. De a afla adevărul, vreau să știu care sunt dubiile. Aveți dubii privind ambii nepoți sau doar unul dintre ei? Eu mai tare aș vrea... pe ambii să iau a mei, știu că e sângele nostru, dar dubii sunt pentru amândoi. Știți, cu păreri de rău, în situația în cauză este o problemă foarte periculoasă. Știți ce aș vrea eu ca pe dânșa să-i întrebe? Înainte ca să spun rezultatele la test, să-i întrebe și a să schimbe asta. Presupunem că nu sunt nepoții lor. Și a să schimbe. Gata? Nu, n-ați mai luați, n-ați mai iubiți, n-ați mai aveți grijă de dânșa, chiar... Chideam mă smărișuri. Adică tu atâția ani, da, bun, aveai dubii, dar oricum, îi îngrijei. Și amuia brusc să te dezești de dânșii. Sau o să spună că noi pur și simplu vrem să știm, dar asta nu o schimbi nimic, oricum o să rămână ca și cum nepoții noștri și noi să avem grijă de dânșii și să iubim. E că asta vreau să-i întreb, chiar neinteresant. Asta când părinții intervin în cuplu copiilor, și într-un final suferă copiii. Nu este normal absolut deloc ce ați făcut dumneavoastră și ce faceți până ziua de azi. Eu sigur că mama la
mama lui stă și îi spune că nu, că asta nu, nu, asta nu de la tine, că asta nu, e ca așa, stă și... Pentru că el, săracul, la început, el tocmai tremura. Eu înțeleg, par posibil să fie bănuieli, dar ar trebui să faci un lucru foarte simplu, lăsați copiii în pace. Da. Unicul lucru. Dar corect. Că seamănă, că nu seamănă, astea sunt doar detalii care, știți, nu este tatăl cel care face, dar este tatăl cel care crește și iubește cu adevărat copiii. Noi nu le-am spus niciodată nică. Chiar nu vă cred că n-ați spus niciodată nică. Că stăteau și comparau pozele sau și-au adus aminte de o situație, chiar că noi veneam din Moscova curtiera și pe dânsa o ascundeau. Adică, precis, îi stăteau și se gândeau la asta și discutau permanent despre asta. Voiam ca ei să trăiască, noi nu ne-am amestecat. Păi, uitați-vă unde ați ajuns la ziua de azi. Eu m-am căsătorit în 3 zile. Asta așa, e, v-ați regăsit în așa. Și a fost asta. Și chiar în prima lună am prins prima sarcină și a venit de 7 luni. Uite, dacă mama soacră vroia, mă învinuia de 1000 de ori, probabil. Că... Păi da, ea că a spus că o trecut trebuie de acolo câteva săptămâni și gata. Nu e posibil așa ceva, imposibil. Dar și aici, să... și aici e imposibil. Până acum. Dar nu a făcut. N-a făcut-o. Probabil și... pentru că fiul seamănă cu tată. Nu. Primul băiat seamănă tatălui socru, bunelului seamănă. Așa. Că de multe ori el se apropie de mine. Mami, cu cine eu seamăn? Zic, tu seamini cu noi, atât. Și uite, îmi pare rău, fiindcă eu vă înțeleg și pe dumneavoastră. Sunt și eu mama a 3 băieți și îmi dau seama că dacă cineva mi-ar spune că nepotul tău nu este al tău, nu m-aș simți bine. Dar credeți-mă că după atâția ani, după ce copiii au crescut, voi iubiți. Chiar să nu fie a voștri. Așa este, da. Aurica și Vita. Nu știu, doamna asta a spus că prea mare afecțiune față de fetiță nu o are, mai mult a doilea copil, dar prima, așa. Alie Rusu și acuză nora de păcate grele, mai exact că și-ar fi înșelat soțul și i-a născut 2 copii din flori. Cei 2 părinți spun că ar fi încercat în repetate rânduri să-i deschidă ochii feciorului, însă el nu i-a auzit. Acum, bărbatul vrea efectuarea unui test ADN, pentru a demonstra că nu el este tatăl copiilor. Însă pentru asta el are nevoie de acordul soției. Dacă a reușit să-l obțină, vă spunem mai târziu. Iar acum o invit în platou pe mama femeii acuzate de soț și de socri de infidelitate. Să o întâmpinăm! Hai, razborchi budut? Nu știu cum să zic. Ei au făcut cunoștință la o nuntă. Doamna Aurica cu domnul Vitali era un nuni mari, Olea era prietena a Miresă și nu știu, a fost o coincidență că și într un autobuz a venit, s-a pornit tot, e fica mea, dar ei nu că s-o lau, ci nici, e dezghețată, are limbă comună, găsește cu orice persoană. Așa. Și de la 3 noiembrie eu pot să zic că ei sunt împreună. Pe data de 3 noiembrie. Doamna Valentina, uitați-vă, Cuscul dumneavoastră ne-a povestit despre un episod, dacă tot ați pomenit despre autobuz. Că era cu șoferii, că o ascundeau, că nu știu ce făceau. Dacă era în autobuz numai șoferii și domnul Vitali cu fiul și fata mea, aș crede, dar era un autobuz plin de lume. Așa ceva, chiar și nu știu cum să... Dar atunci când, iată, au ajuns și la urechile dumneavoastră, bănuielile Cuscrilor privind copiii și fidelitatea implicit a Olgăi, cum ați primit această veste? Banii au venit, au cerut-o în căsătorie așa cum să... Cerut-o de la mine. Eu i-am spus, te-ai gândit, Ghine, asta e un măr, azi l-ai mușcat și mâinile l-ai aruncat, gândește-te, Ghine, că asta e pe viață. Vă spun cinstit, jumătate de oră am plâns până am zis da. De ce ați plâns? De atât tare repede s-a primit cererea asta în căsătorie. Vine la noi, o ajuta pe dânsa, l-a greblat la frunze, eu mă duceam la cereadă după vacă, el mă duce cu mașina. Și fost... când ați întrebat-o pe fata dumneavoastră, de ce așa de repede, Olguța? De ce în 3 zile? Ce v-a răspuns? A spus că e dragoste la prima vedere. Așa, o explicație logică. Și eu ca mamă, deodată nu vă spun în credință că... Iată, răspundeți în comentarii, credeți voi în dragoste la prima vedere sau nu? Chiar mi-e interesant câți oameni cred și câți nu. Tot, nu prea am fost, dar n-am vrut să-i stric
Când ați aflat despre bănuielile cuscrilor privind paternitatea lui Ion? O lună și ceva în urmă, ei trăiau la mine. Afară întunica. Eu ies afară, când a ieșit afară, dar ei stăteau în pirostrei, amândoi plângeau. Și el și ea? Și el și ea plângea. Eu mă apropie de dâns și întreb ce s-a întâmplat. Olea s-a uit la Vania și să-i spun mamei, de el ce spune. Nu spune nici chiar că l-a chemat pe Vania la Volavi și a spus că eu nu-s gravidă de la dânsul. Și ea, întrebarea cine? Mea așa... Părinții? Da. Și întrebarea mea așa a fost, Vania, dar tu și zici? Deci eu știu copilul e în eu. Zic, dacă e tău, intrați în casă, că afară-i frig. Olga era însărcinată în câte luni atunci? Aproape 7 luni. Și era deja aproape de să nască. Asta da? Undeva. Și el atunci v-a zis că este convins că este copilul lui. Da. După acel episod, vreodată a mai pomenit Ion, până erau ei împreună, că uite, s-o certe, să-i spună că nu sunt el copiii mei. El niciodată, cât ei au trăit împreună la mine și apoi le-am cum, casă, în fața casă mele, cât au trăit ei 3 ani acolo, așa ceva între dânsă nu a fost. Ce face ea? Dânsa lucrează aici la Chișinău. Nepoța ies cu mine, pe Vaniușa îl cresc de la 7 luni, când Vitalina s-a îmbolnăjit. De cât timp îi creșteți? Oi, săraca, așa ne jale dânsă, stă și plânge. Prima impresie despre doamna asta, că pare o persoană bună. Nu văd că e smiciunească, adică cel puțin așa e impresia mea. Se vede că îi ajută, că are grijă. Dumneavoastră. De la 7 luni îl cresc eu. Pe Ionel, da? Da. Și pe Vitalina cât? Și Vitalina după și eu ieșit în reabilitare, tot la mine. Vreau să vă întreb, cum scrie dumneavoastră? Nu am văzut așa afecțiuni de la mama la... Of, Doamne, cum să le spun eu lor? De la doamna ceilaltă. El spune că e că așa despre copii, dar e tocmai când vorbește despre copii, plânge. Voastră vă vizitează? Nu. Eu de multe ori așa mă rugam că doamna Aurica lucrează șefă de poștă. Și chiar așa așteptam ca să vii într-o sâmbătă și să-i zic că cuscați 2 zile liberă, dă nepoțe la mine. Vă spun în credință, unul Dumnezeu știe, nu mint. Așteptam să vie. Și nu ați dat, chiar nu ieșe, că eu să-i duc la poartă, înțelegeți-mă drept. Dar am așteptat tare. Când ne ducem cadouri, ei vineau la drum acolo, totuși nu mai avem dorință să mai venim, că ei nu trăiau împreună și nu vroiam să discutăm cu dumneavoastră. Doamna Aurica. Da. În timpul ăsta ne întâlnim cu nepoții. Vineau la noi, vineau la nănaș în sat, vineau la nănaș ori vineau la voi? Amoi, eu a spus despre faptul că nu mai este tăteș ajuta cu copiii, dar voi nu-i luați niciodată. Ultima dată și cu Vaniușa. Eu vorbesc de luat, așa, cu abunicii. Luat. Dar de ce nu i-ați luat ea ca? Ne-am gândit că n-ați ne-i dăie, dar ce să nu-i dăie? Nu, asta de amoi minciuni de-a lor. S-a vrut avea să-i iei, cum... Bunicii care își iubesc nepoții și nu ei. N-am încercat. Să mergeți la ei și să-i luați. Nici nu ai încercat. Ați încercat? N-am încercat, nu. Ați vorbit cu mama copiilor să le spuneți că dați-mi copiii pentru Ken sau pentru o săptămână? Mai înainte, da, dar în ultimul anul trecut nu i-am cerut. Noi ne-am gândit că n-ați ne-am dat. Dar înainte i-ați cerut și nu v-au dat? Nu, ne-au dat. Deci ca să înțeleg. Pecă, presupuneri de-a lor este așa, aiurea. Noi ne-am gândit că n-ați ne-i dăi, de ce? Nu v-i-o dat vreodată? Nu, așa situația nu a fost, ne-o dat când ai șerut, dar de ce? În 5 ani de zile au fost cuscrii la dumneavoastră să vă ia? 5 ani de zile? La dumneavoastră nu ne-am dus, dar nepoței... Păi de acolo crește nepoței, nu? Da, nepoței vin eu la noi, în timpul ăsta nepoței eu pot să noi. Când noi nicem la Voloave. Dar povestiți-ne, vă rog, în acești 4 ani și jumătate, cum era el ca tată? Ion. Foarte bun. Foarte bun. El era cu fata după dânsul, Doamne ferește ce fășe. El era fata tate. El mai mult trăge la Vania ca la Olea. Și atunci când s-a născut Ionel? Și atunci când s-a născut Ionel, el era la Moscova. Era cu Fiorniu, cu Nora și cu cumnata lui Fiorniu. A revenit pe vreo 3 săptămâni așa.
Așa, s-a bucurat? Da, cum a venit cu calească, a venit cu costumașă. Când Olea l-a sunat la Moscova și a spus că a întrebat numele, ce nume să pui la băiet. El a ales numele. El în cinstea lui l-a numit? Da, și la fată tot el a ales Vitalina și la băiet tot. Deci tatăl i-a pus numele feciorului? Da. Așa? Da. Ion și l-a numit în cinstea lui Ionel. Așa a vrut el și băie. Și... ce ați simțit în momentul când Ion s-a dezis de copiii lui? Cum s-a întâmplat în general acest moment? Am observat că el nu vine la Vaniușa deloc. Deci, într-o bună zi, da, n-a mai venit acasă. Să-l... adică s-a dezis. Adică el încă nici nu a făcut testul și el s-a dezis de copiii lui? Eu mă, ce s-a udea să tăbită Forăi? Forăi mai ceva ca un om. Îl vadă că da. Copil. Nu. A povestit ceva că ultima dată l-ați văzut? Am sunat-o pe Olea la Chișinău, la spital, și am spus, Olea, Vania, dar nu vine, nu ne-a dus și trebuie la copil, știi? Și ei ne-a spus, nu, mamă, ești la Vitalina la Chișinău, dar nu vine. Noi îl sunăm, Vitalina vrea să-l vadă, îl sunăm, el spune, bac nu poate veni, bac e plecat, bac nu e, bac e ca așa e. Aici aș s-a terminat tata. Și de atunci? Și de atunci nu comunicăm. M-am întâlnit vreo două ori cu Vaniușa de mânuță, în Soroca cu dânsul. Mers pe alături, a nișo reacție, nică, pur și simplu... Serios? El pur și simplu a trecut pe lângă copil? Și... dar eu nu înțeleg că ea, că tare, iată, bunica, ea nu este obligată să-i ajute pe dânsii. Dar ei e că le-a oferit și casă, o trăit la dânsa și ea că îi ajută, este cu copiii. Și el își permite așa ceva să facă? Părinții lui nu i-au ajutat nici cum, nici nu au luat nepoții. Ia ca e singur, îi ajută cu doi copii. Am observat, dar că nu... adică cum, a trecut pe... dar chiar dacă tu afli că nu s-a tăi, tu i-ai crescut atâția ani, chiar nică, așa, într-un moment, gata, dispartă-ți sentimentele și să-ți ca și cum străini. Lângă copilul lui și nu a zis nimic? Da, dar a fost așa caz, Olea era... Băniușa nu-l știe, vă spun în credință. El de pe fotografii știe fața tati, dar așa că să comunice, ori să-l strângă în timpul ăsta, să-l iei odată în braț, să-l... nu. Și era un parc la Soroca, Olea și Vitalina și Băniușa. Și Vitalina l-a văzut, că el acolo era și taxiul unde se oprea. Și Vitalina l-a văzut și-a lăpat Băniușa de mână și zice, Băniușa, iau tata, haidem. Și-a prins-a, el, când i-a văzut, a rupt-o la fug înainte și copilaș, ia că sunt și copiii, puteți să-i întrebați. Eu nu eram cu dânsul domnul Vitalina acasă, stresat și mi-a povestit cazul ăsta. Eu am o întrebare la părinții tatălui. Considerați frumos, bărbătește, omenește, că fiul dumneavoastră își întâmpină copiii în oraș și începe să fugă, să nu dea, și nu-și vede feciorul dumneavoastră, în cazul ăsta, eu nu doar știu, înțelegeți dar... că... În cazul ăsta eu nu știu. Nici nu știu ce să spun, asta e... nu știu, nu pot eu să înțeleg asta, cum așa? Tu treci pe lângă copil, să fugi de dânsul, mai ales să fugi. El nici nu a făcut testul, el gata, el s-a dezis de copii, gata. El a decis că gata, aici nu sunt copiii mei. Cât de important este un tată în viața unui băiat? Eu nici nu mai zic de unei fete, pentru că noi fetele și mai mult avem nevoie de tați. Ce pot spune? Viața îl învață pe dânsul. Noi ca tări și eu depinde de noi. În orice caz, în timpul cât l-am crescut, cât până a ajuns vreme să căsătorească. Socot că datorie de părinți am făcut-o, ca să-i facem o educație specială. În soare te la un timp oarecare și tot așa, asta nu putem să o dictez pentru că ne vine momentul lui. Însuși, la ceva rău nu ne-am gândit, nici de obște. Tăte este presupuneri, le-a apărut când am văzut că Vania Deam nu trăiește cu dânsa. Așa au fost cu scrăvale, da? Dar eu vreau să știu, cum v-a explicat Ion că a plecat din familie? Nu se împăcau, pur și simplu. Și pe urmă a apărut, bă, nu cum e. Cum anume nu se împăcau? Dar pe urmă, nu știu cum nu se împăcau ei. Ce v-a povestit el? El, ca tare în lămurie, rămâne tare obișnuit. Doamna Aurica, care era supărarea? Nu se împăcau, ne-am adus în aminte un moment foarte straniu, o secvență,
tăiată din iată acest episod care ne-a apărut pe TikTok. Vreau să aud anume de unde a fost scoasă fraza asta din context. Și caz, așa pot să răspund. Nu sunt păcău. Cum erau bani în casă, era totul bine. Cum dispăreau bani, se începe buclucul, că nu-s bani. Nu e greu de trăit și n-au cuși. Și de la ea s-a și luat tot buclucul ăsta. Păi las să lucreze, dacă nu-s bani. El putea să ducă la lucru și ies să stai cu copiii acasă. Asta tot e lucru. Și tot e destul de complicat. Ai grijă de doi copii să faci curat și mâncare acasă. Nu e deloc ușor. Lasă el să lucreze și ies să stai acasă. Dar așa eu nu înțeleg. Ei amândoi sunt la lucru și copiii stau cu bunica, e că asta eu încă n-am înțeles. Deși copiii sunt la bunica. S-au certat? S-au certat. Prima dată au venit cu două pachete în mână, au venit acasă și au zis că înapoi nu se duce și s-au mai sunat. Singurii care am da. Și pe urmă s-au dus a doilea oară înapoi și nu a trecut mult timp, eu n-am mai vrut în cap, chiar că zic cu jumătate de an, ori poate și mai mult. Și au venit cu un cea mai dana așa acasă și haine care erau, zic că eu înapoi nu mă duc și gata. A cui a aparținut ideea ca copiii să locuiască la cusca noastră? Noi n-am fost niciodată pentru că să locuiască la Cusca. Noi vroiem să locuiesc la parte. Ne-am gândit să facem nuntă, banii de pe nuntă, care îi strâng ea, și dacă ceva poate să mai duc ei la lucru, poate ajutăm și noi, părinții, și cu preunghierea par să aibă unii trăit. Să aibă apartamentul lor. Nunta s-a făcut, banii i-au luat răpijor și cadouri, le-au strâns în bus și le-au dus la parcani, și de bani nici până în ziua de azi noi nu știm câți bani au făcut ei la eu văd că dumneavoastră încă după 10 ani de la nunta asta ați rămas cu gândul și ideea la banii de la nuntă. Eu vreau să vă spun că... Deși ei, în general, trebuie să vă spună vouă câți bani au făcut de pe nuntă. Sau asta voi i-ați organizat lor nunta. Totalmente. Voi tot ați plătit. Nu știu. Mine mă nervează că dar chestia asta că am un nunțele. Ei, nu, am un, poate așa și era, nu știu. Că să fac nunțele, numai că să facă bani din asta. Că să-și scoată înapoi. Ori voi vă sărbătoriți evenimentul vostru fără că să așteptați că să vă scoateți banii înapoi. Nu știu, asta pentru mine o leacă straniu. Că... Puteți cumpere o casă atunci cu bani. Dar e treaba lor. Ce puteau ei spate la acel moment cu acei bani. Sunt cadoul lor de la nuntă. Și dumneavoastră, ca părinți, n-aveți nicio treabă să vă băgați într-o familie tânără, să le spuneți ce-ți fac ei cu bani, ce-și cumpere și ce nu. E treaba copiilor voștri. Și eu admit faptul că familia asta s-a divorțat anume din cauza că dumneavoastră ați lăsat acolo o sămânță care e între timp o crescut și atât avem și rezultatul. E că eu sunt de acord cu doamna asta, eu tot așa cred. Că ei inițial au avut ideea că ea nu a fost fidelă și că până amu a stat cu gândurile astea și tot pe dânsul presau permanent. Nu știu, așa ne pare. Poate asta și nu a fost așa. Și nu vă băgați în bugetul lor familiar. Poate era situație. Familia asta nu cuia așa astăzi împreună și erau fericiți. Dar dumneavoastră văd că tot se rezumă la bani. L-ați întrebat, bine, nu mai poți, dar cum cu copiii rămâne? El o schelar să-i ajute. Și ar spate, ar să-i ajute. Și dumneavoastră v-ați mulțumit cu acest răspuns. Până el da la alimente prin judecat, el întotdeauna le ducea bani și pentru lemn de foc, să le ceva cald iarna. În orice caz, banii duce fără. Eu nu apărut de-mi judecat să primească alimente. Ați încercat să-l convingeți să revină în familie? I-am zis, dar el a zis că nu se duce. Vreau să spun de casă cum domnul, în fața casei mele trăia un director de școală. La două luni eu decedat ambii, soția și eu îngrijam de ei. Îi ducea mâncare, îi spălam de în rufe. Și când au decedat și dumnealui pe 27 aprilie, noi ne gătim din nuntă. Și cu rudele am grăit să luăm casă și ei 3 ani au trăit acolo. Și ei nu putut să facă document pentru că era plecat băiatul stăpânilor ăștia. Pe... Și tot conflictul, ei trăiau aparte, nu s-a amestecat nimeni. S-au pornit după și s-au îmbolnăjit fata. Zi-mi, te rog, tu ai bănuieli privind ambii copii? Eu bănuiesc că... Cum? Pentru că nu s-au amână cu mine. Când ai devenit tată, te-ai gândit că... Cuvintele fix al mama lui, că nu seamănă din cauza la asta. Eu o spus, este te cu pozele mână și ea ca ei nu seamănă, ea ca el mititel și ea ca copilul, ei nu seamănă.
Și el spune fix asta. Și el spune că nu a fost așa ceva, că... Da... Ai și obligații și o responsabilitate. Dar eu m-am gândit că eu știu tată. Zici, tu ești amăgit. Din ziua. Dar eu m-am gândit că știu tată. Dar la ce te-ai gândit? Ce trebuie să, nu știu, să folosești protecții și ceva și n-ai vezi ce-i tată. Eu m-am gândit că știu tată, dar păi trebuie să-ți asumi. Eu. Are 30 de ani și nu știi cum să fac ochii. Și eu am început să încep să socot. Что за трэш? Cum ați aflat și ați reacționat atunci când Ion a decis să se însoare cu Olga? Da, chiar socoteam așa două zile cât erau ei cunoscuți și de mai treia zi au venit să fac cunoștință părinții. Olga. Pe bune? În trei zile s-au decis? Două zile bune, cam așa ceva. Și-au trecut două săptămâni și ne sună Olea. Bucurați-vă că ați știți bune ei. Nu, e șocat. De ce? Cum? Repede. Și intervală. Nicăși suntem. Tot pe neșteptate. Vi s-a părut că era gravidă înainte de a-l întâlni pe fiul dumneavoastră? Da, 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 da. Adică vreți să spuneți că și la băiețel ați avea dubii? Eu n-aș zice. N-aș zice, dar mai din... Ei nu seamănă nici unul cu băietul. Nici fata, nici băietul. Și nici fata cu băietul nu seamănă unul cu altul. Chiar așa așteptam ca să vii într-o sâmbătă și să zic că două zile liberi, dă nepoții la mine. Vă spun în cred. Serios, așa ni jale de doamna asta? Că vorbește, e practic plânge. Din sunul Dumnezeu știe, nu mint. În 5 ani de zile au fost cu scrii la dumneavoastră să vă ia? 5 ani de zile. La dumnealor nu ne-am dus, dar nicoței... Păi de acolo cred. Dar că straniu, deși nu se duc, deși nu comunică ca părinții unul cu, unii cu alții, deși au avut vreun conflict ceva, cum în 5 ani tu nu te duci. Nepoței, nu? Da. În acești 4 ani și jumătate, cum era el ca tată, Ion? Foarte bun. El era cu fata. Fata după dânsul, Doamne ferește ce fășe. El era fata tati. Ce ați simțit în momentul când Ion s-a dezis de copiii lui? Cum s-a întâmplat în general acest moment? Tot conflictul, ei trăiau aparte, nu s-a amestecat nimeni. S-a pornit după și... Noi stăm și ne uităm până la pauză și au fost la noi, doar pauză nu sunt. Da, vdruc zăbâle și-o tam bâlă. Nu, Nic, ne aduci mai minci. S-a îmbunăjit fata. În această seară vorbim despre un bărbat care și-a părăsit soția lăsând-o cu doi copii mici pe care, într-un anumit moment, nu i-a mai crezut ai lui. Totul s-ar fi întâmplat după o întâlnire cu o persoană. Cine este această persoană și cum l-a convins pe bărbat să-și distrugă familia, aflăm imediat chiar de la el. Îl invit în platou pe Ion Rusu. Eu sunt foarte curioasă, Ion. Hai, Ion, hai, zi-a muia. Cine este acea persoană care, uite, zici tu că ți-a deschis ochii asupra paternității și infidelității soției? Spune vreun vecin, dar tu știi că nu-s copchii tăi. Cel? Chiar că nu s-a mei. E că eu asta așa ne imaginez, dar ce înstit? Eu am lucrat în taxi. Și mergând pe drum într-o bună zi, m-a dat de mână o persoană. Eu m-am oprit. Mergând. O persoană. Numele, prenumele, data nașterii, cine? Mergând, eu tășe, mie tășe. A început să ne spună ceva. Că tu... Ceva au mai zis, eu nu ți-am mint. Și-o zis, dar nici nu a fost interesant cu... Că eu era o femeie? Fost... Da, o femeie. Și... Am început să ne zic că eu n-am fost însurat. Așa brusc, din senin? Da. Că eu așa și mă întorc, s-o suit în spate, stau și mă întorc. Eu ei spun că cum nu, dacă... Da, eu cum? Amu nu trăiesc, dar am fost oficial însurat. E tot, încă o dată ne spun. La tine, cum, într-o fiele pe mine îți prinește că nu mă ascultă. Și zici că nici copiii n-ai. Zic, cum, n-am, dacă am doi. Zici, tu ești amăgit. Din ziua și eu am început...
și e pur și simplu ți-o zis, o femeie ți-o spus că tu ești amăjit, tu ești amăjit și gata, mai mult nică nu a spus. Și tu, da, nu-s copiii mei, ei cu mine nu seamănă, mama, îmi zice că ei nu seamănă, dar eu nu credem. Doamne ferește! Să încep să socot. Și socotii? Câte-i 2 plus 2? Cum? Când s-a întâmplat această întâlnire cu această femeie? Asta 2 ani în urmă, vara. Doi ani și această urmă. Femeie străină, uite așa, brusc te-a convins? Da, da, da. Cum? Nu pot să zic că m-a convins. Eu, cum, nu-mi vine să cred și eu m-am auzit. Prima dată i-am spus lui mamă, îmi pare că am sunat. Te-am sunat, da, mamă? Da. Și am sunat și am spus, ia ca așa și așa și așa. Dar întrebat, ce-i cu această femeie? Cine este ea? E o clar văzătoare sau? Cum? Eu, dam pe urmă, n-am întrebat, dar ne-a spus că eu ajut oameni. Nu a spus cine, nu a spus cum sunt. Ion, dar ce te-a făcut să crezi această femeie? Ți s-au mai întâmplat astfel de lucruri ca cineva să-ți prezică viitorul? Sau clar văzătoare. Până atunci eu nu am fost. N-am dar fost tu crezi în clar văzători, în vrăjitori, în... Nu pot spun că eu cred, dar din momentul ăla și eu am auzit și, cum știu, și la mine în familie, cum e nini spune, da, eu m-am... Așa tare, ține-i tu la soția ta și la copiii tăi, dacă ți-a spus o femeie care prima dată o vezi, ți-a spus asta, știu, gata, te-ai dezis de familie, așa de tare tu ține-i la dânșii. Asta a fost ca un motiv că să îi ieși, ia că și-a fost, a început el socoată. Sfădit, știu cum am sfădit, dar nu poți să ne spui că n-am fost însurat. Cum, mi-a fost interesant că chestiile astea eu să le aflu personal. Cum personal? Adică să încep să mă gândesc că în urmă și-a fost. Și am început. Să mă gândesc că în urmă și-a fost. Put, prima dată pe mama am sunat-o. Și ce ți-a spus mama atunci când ai sunat-o? Mama tot, în șoc a fost ca și mine. Numai e până în ultimul moment, că lor tot le spunem până în ultimul moment, poate ieși, nu vreau eu, nu cum, într-un fel că nu crede, că nu poate fi așa ceva, eu așa, e acum. Ei, hai, numai și-a spus că inițial nu crede că-i copiii lui. Ei era abia însărcinat cu primul copil câteva săptămâni și ei de atunci nu crede. Și amuia ca și cum, nu, eu nu cred că nu s-a tăi, dar precis. Uiși. Ceva așa eu înțelegem, n-am cum. De mai multe ori n-am stat să întreb că poate dureros, poate ceva, eu nu știu. Dar ți-mi te rog, Ion, până la întâlnirea cu această femeie misterioasă, tu ai avut vreodată dubii privind copiii tăi, paternitatea ta? Să vă zic... Hai, ține. Poate și mă gândim așa, dar nu, n-am vorbit cu nimeni. Poate și mă gândim, dar de ce tu te gândeai? De ce? De unde ai luat tu... Așa ceva, din senin așa să apară gând că mă tin că ăștia nu-s copiii mei. Nu, asta e straniu, trebuie să fie un motiv. Și iarăși, eu cred că asta părinții lui. Mic, de ce te gândeai? Așa... Mă gândeam cum? Deci din start, când s-a născut chiar primul copil? Nu, eu nu. Din start eu nu m-am gândit dar niciodată. Dar când ți-a venit prima dată ideea? Prima dată, când după doamna care ne-a spus. Până dar atunci, start, niciodată nu ai avut dubii. Dar ce... Nu mă știu, sună, amuză și alta. Ce te-a făcut, uite, așa brusc să ai o femeie străină să-ți spună așa ceva neverosimil? Tu până atunci să-ți crezi... Un bărbat normal avea zic tot femeie și nu bate capul. Dar el, da. E spune drept. Eu prima dată o văd și nu știu cine e asta, dar e 100% are dreptate. El n-avea să mă mișnească mine. Copiii ai tăi, de ce așa? Eu pot să vă spun. Eu singur nu am. Și amuș hop la sfârșit spune că este anus copiii lui. Am înțeles și nu înțeleg până amu, dar eu după vorbile care doamna ni le-a spus, eu am încercat să socot. Am, nu, întâi de mie, deși am întrebat... Iar socoate el. Și socoți tot atât. Am întrebat cum, cam câte săptămâni, cam cât asta, câte luni. Și nici s-a explicat. Așa. Și eu am încercat să socot. Și... A, el socotea lunile. Poate rău ai socotit.
Ce ți-a ieșit? Și după cum și eu am socotit, eu am întrebat-o. Până când eu pe dânsa am întrebat-o, o săptămână și ceva în urmă. Să ne dea, să ne spui cât, să ne spui... Of, Doamne! Și să spui atâta? Eu da, mă pierd firul, și vorbea el? Că spui, să ne spui, să-i spună... O socotit, că o socotit, că să-i spună, că nu știu, am întrebat de nu știu și... Spune odată ceva măcar. Sau să ne dăie când s-o... cum spune? Prima, când te duci la auzi chestiile astea. Așa. Să ne dăie să văd când a fost înregistrată. Și eu nu vreau să ne dăie. Zic bine, nu... Dar poate din principiu nu vreau. Tipo... Tu și n-ai încredere în mine, nu-ți arăt o ținică. Poate să întâmple și așa ceva dacă femeia e impulsivă, așa să spunem. Că tu îți permiți încă să nu mă crezi pe mine, eu încă ți arăt ții ceva, să-ți dovedesc ții ceva. Nu-ți arăt o ținică. E că putea asta așa să și... Dar nu că... Nu-ți arăt că nu-s copchii tăi. Nu, ne da, a, nu. Eu n-o să lăs tăia ta muia să mă duc să-ți dau ție. Asta deja s-a întâmplat. Păi clar că n-a să le este cu copchii acolo, ia să duc și să cauți ții certificate sau nu știu și acolo. Vlad, după plecarea ta din familie? Da, asta vă spun, o săptămână jumătate în urmă, eu pe dânsa am întrebat. Nu, zic bănuielile și întâlnirea cu femeia misterioasă. Da, da, 2 ani în urmă. Noi din 2014 și noi nu suntem pe urmă. Sau 2013, nu suntem precis. Dar asta cu femeie 2 ani în urmă. Ei s-au căsătorit în 2009, nu știu cum eu n-am uitat, ori 2008. 2008, mă tincă. Și-au trăit până în 2013-2014 împreună. Pe urmă, ei s-au despărțit. El nu stătea cu copiii și abia cu vreo 2 ani în urmă el a întâlnit femeia și ea. Te rog, tu ai bănuieli privind ambii copii? Până când eu de-a doilea copil nu pot spune că... De băiat, adică. Dar ne-ai solicitat ca să... Iarăși, la fel ca mama lui. Mama lui a spus că fata, primul copil, e așa, stă la îndoială și nici nu prea are afecțiune față de dânsa. Și fix așa spune și el. El crede că primul copil, a doilea copil e lui, dar prima, așa. Nu știu, eu ieșa... Îmi se pare că foarte clar se vede influența la mama lui. Te ajutăm da, să facem da, testul ADN da, pentru da. Ambii copii. Da. Asta înseamnă că tu ai bănuieli privind ambii copii. Eu bănuiesc că... Așa. Eu abia acum a venit asta la mine în cap. E partea întâi. Înseamnă că nou precis n-a să ne spună în partea întâi rezultatul la test. Asta trebuia să am făcut și partea a doua. Voi scrieți în comentarii dacă vreți partea a doua ori nu. Să aflăm, copiii sunt făcuți din flori ori nu? Cum? Pentru că nu seamănă cu mine. Ia, că la fată eu știu, ia, că știu data precis când m-am cunoscut cu dânsa, cu Olea. Dar la băiete... Ia că fetele mor de râs. Că nu seamănă. Doamne ferește. Nu te mint pentru că eu eram acasă, eu eram plecat pe cotare. Vinem și ședem o săptămână, două, iar plecam și cotare. Eu nu... Cum? Am venit la fată, eu pe Olea, n-am cunoscut-o până când. Și e vinovată că tu plecai pe hotare sau și? Trebuie să o iei cu tine, trebuie să faci așa că să rămâneți împreună. Cu și e divină că tu te duci ei. Asta înseamnă că trebuie să o bănuiești? Concret. Ai prins-o că te înșală. Ai găsit conversații în telefon. S-au spus mai mulți oameni că au văzut-o cu alți bărbați, dar așa tu pur și simplu zici, nu seamănă, eu mă dușem și ei era singură aici. Noi la o nuntă ne-am cunoscut. Da, știm după data noi că ați cunoscut la nuntă, rutieră. Eu socot, am început să socot. Nu data anunță, dar din data, din ziua care e după zamă, cum socoate? Da, Doamne, după zamă. Oi, și e ca așa să... destrămat familia din prostie. A fost nunta pe data de 2, da? Pe data de 2 nunta, pe data de 3 zama, pe data de 4 asta. Uf, Doamne, el încă ține minte data de 3, data de... Doamne, asta a fost cu o grămadă de ani în urmă. Tu ții minte
Da, dacă n-ai fost și ai mâncat țeamă, dar nu ți-ai minte când... Țeamă, dar nu ți-ai minte când... Că ai fost la o zi cu a doilea copil. Sau cu primul, sau eu, dar singur m-am încurcat. Nijele pur și simplu ea ca de... Doamna și ea... Bunica care avea grijă de copii și de copiii nijele. Stradaiu-t fignioi. Îți prinesc după data de 4, pe data de 5, după 12 seara. De pe data de 5 eu am început să o pot pe mic 7. Cum ele, ei tăți stau acolo în studio și se râd de dansul și prostii, zici, care zamă? Care zamă, măi, Ioane? Spre 10 iulie. Și nu ți-a ieșit? 36 și 20. Eu nu-ți minte ce am mâncat ieri, eu ține minte că n-au fost la zamă cu 10 ani în urmă. Și eu așa agresiv apăs butonul ăsta la tastatură, precis să audi și la voi. Eu nici nu știu cum să comentez în cazul dat, pentru că cumva te dezgustă ceea ce auzi când se începe matematică de la zamă până la nu știu cum, mai uiți și medicină. Toți oamenii înțeleg că el spune niște aiureli și el și părinții lui. Nu, asta așa e, cum poți să învinuiești omul doar din simplu fapt că copiii nu seamănă unul cu altul sau nu seamănă cu dânsul. E posibil și așa ceva, nu sunt oameni. Zamă. Doamne. Eu n-aș calcule deja de obstetrică, dar la 36 și întreg și doi, cum zici, 36 de săptămâni să nasc copii. Matur sau prematur? Este matur. Este. Da. Dar n-ați răspuns la noi deja avea 3 kg. Deci, dar înțeleg că asta deja nu te mai convinge pentru că... Nu mă convinge pentru că mai mult. Nu mă convinge pentru că eu în capul meu, eu deja am decis că ăștia nu-s copiii mei. Pentru că eu așa m-am gândit că nu seamănă. Și gata, nu-s a mea înseamnă că... Pentru și nici testul vostru. Eu și așa de-am, tot am decis la mine în cap. Eu doar tot am socotit. Eu am socotit chiar că am fost la zamă și după asta... Persoane, da, care tot în medicină lucrează. Și ce ți-au spus medicii? Când 36 de săptămâni nu se nasc copii? Prematur trebuie să fie după data care sunt. Așa, cum s-a născut copilul vostru? Destul de normal, eu am fost la naștere. Nu pot spun că eu n-am văzut hârtiile care au fost. Da, eu cum? Poate și le-am văzut, dar n-am intrat să văd acolo și cum. Pe mine atunci nu m-a interesat nici. În orice caz, eu n-am simțit că eu nu sunt, cum, că acum amu eu mă gândesc că nu sunt copiii mie, eu nu m-am gândit niciodată că nu sunt mie. N-am avut așa că să mă gândesc. Doamne, nu m-am gândit niciodată, n-am avut așa că să mă gândesc. Păi, nu știu, zvedic, nu gândești. Bine, dar ți-ai iubit soția. Dar uite, Ion, mai devreme, te-am ascultat până acum, dar mai devreme, mama ta și tatăl tău au venit aici și ne-au spus că ei au avut, practic, din start dubii. Ceva, da, au fost de asta. De mult, eu încă o dată vă spun că eu atunci n-am tras, nu tragem atenție la chestiile. Da, eu la chestia asta am început să trag atenție, după și ni s-a fost și ni s-a fost spus. Voi ați stat în pirostrie în curtea doamnei Valentina plângând amândoi și i-ați spus doamnei Valentina că plângeți pentru că cineva spune, cineva fiind părinții tăi, că Olga poartă un copil nu de la tine. Eu să vă spun. Eu splâns? Eu nu plâng. Bărbații nu plâng. Și cu voi. Ia mujic. Ia chiborg, ia ubiță. Din cer, eu nu-ți aminte așa ceva. Îl văd după ochi că mișunește. Eu nu cred, femeia și e smișunit. Chia săracă să te vorgești, plângești e. Nu cred, e smișunit. Tu mișunești. Părinții tăi vreodată ți-au spus că ei au bănuieli privind copiii tăi? O fost asta? E că numai și-o spus că nu a fost și am zis că a fost. Eu sunt că pe noi încearcă să ne mișunească, Ionică. A fost. Și da. Tu trăgeai cu urechea? Da, păi, e vorba de părinții tăi. Faci că... Nu, da. Nu, oh, Doamne, încă o dată momentul. A fost. A fost. Și da. Tu trăgeai cu urechea? Da, păi, eu... Și pur și simplu nu, da. Vorba de părinții tăi. Pișe, am tras, pișe, ușit. Eu vă spun încă o dată, nu atragem atenția la așa ceva. Nu, cum să-ți spun, să nu atragi atenția când proprii tăi părinți spun că proprii tăi copii nu sunt ai tăi. Chiar nu... Da, nu, nu le, nu le, nu e... Și te râzi. E că nu înțeleg. Și el râde, mă.
Lui ei amuzant. Au rămas doi copii fără tată. El se râde. Ai întrebat cum tată, cum mamă, cum voi bănuiți așa ceva? Este familia mea. Și tata îi spune, dar păi noi când venim din Moscova, în rutier, a șoferii pe dânsa o ascund eu. Asta e 100%, nu-i copilul tău. Tata, că eu așa spuneam, nu vă amestecați, că eu știu. Dar îți lăsau acolo, uite, urme aceste vorbe de-a părinților. Asta a fost odată, asta nu a fost de multe ori. Asta a fost, s-a spus și s-a uitat. Părinții tăi, proprii tăi părinți, sânge din sângele tău, nu-i crezi? Îți zboară dintr-o ureche în alta? O femeie străină, o crezi din prima. Da, chiar. Logic, logic. Sau chiar și propria soție. Am trăit cu dânsa atâția ani. Ne-au născut doi copii. S-o cred pe dânsa? Nu, a s-o cred pe femeie care prima dată o văd în viață. Și ultima. Eu vă spun sincer, eu am fost în șoc. Eu deci mergem la volan și nu știam ce să spun, nu știam ce să fac, nu știam ce să răspund. Dar când mama ți-a spus că are aceeași bănuială, tu nu erai în șoc? Nu am crezut. Ia că eu... Nu, nu, pe femeie. Eu nu știu, tăi să înțeleg că el spunea mâine știa Iurel, numai el asta nu înțelege, îmi pare că... Deci am crezut, pe mama nu am crezut. Nu am auzit încă niciun argument serios sau plauzibil care ar pune la îndoială paternitatea tatălui. Uh-huh. Și chiar și dacă ar fi asemenea dubii, aceasta nu vă eliberează de obligația de a avea grijă de copii. Apropo de grijă pentru copii, haideți să-l întrebăm pe Ion cum are grijă el de copii. N-are, după așa a început. El îi vede în oraș și el fuge. El nu că merge, dar el fuge. De copii mici, de câțiva ani. Vârli cuțite mini. Cine să arunc cuțite în tine? Eu nu mă ducem acolo. Cuțitele astea e între voi doi, în privința da. Copiilor. Povestea. Eu vreau să ajung. Ajungi odată, dar că ai 40 de minute de-am și n-ai mai ajuns. Eu mai dădem bani, nu mulți. Nu mulți, dar pentru ce mulți bani? Eu ultima dată când m-am dus, eu ei i-am dat 4.000 de lei, tăi cupiurile de câte 100. Ea asta spune că nu i-am dat. Bine, las fie că nu i-am dat. Eu banii ăștia îi dau, asta eu socot, eu socotem ca un părinte să am grijă, să nu îngheță de mâncare și așa mai departe. Asta 4.000 de lei pe lună? 4.000 de lei pe lună? Pentru doi copii? Pentru mâncare? Asta e foarte puțin. Pentru că eu știu că mâncarea pentru copii e scumpă, pampers, nu știu, îmbrăcămintea pentru copii e scumpă, e foarte scumpă. 4.000 de lei și faci cu 4.000 de lei. Și am ușit la zic, asta nu e pe lună, asta e pe jumătate de an. Și trece două săptămâni, pe mine mă cheamă la sud, că eu n-am achitat, că eu n-am grijă de nică și s-a achit oficial. Ion, este adevărat că tu ai plecat de familie exact în momentul când ai aflat că fetița ta este bolnavă? Nu în moment. O trecut vreo două, trei zile. Luni. Sau mai mult. Eu nu pot să vă spun precis cât o stat în, aici la Chișinău, la... Dar și cu fetița, nu s-a spus. Nu s-a spus și s-a îmbolnăvit, și are, și diagnoză, și s-a întâmplat. Pentru că și e ceva serios din câte am înțeles. În spital, că eu, dar o seară și eu am dormit în spital. O seară o dormit în spital, o seară. Cu fetița. 9 luni a stat Vitalina în spital. 9 luni o stat în spital, el o seară o stat. Eu nu știu, voi vă imaginați așa ceva? Tată care își iubește copiii. Și încă el spune, eu am stat o seară în spital. De 9 luni. Asta nu îndată, asta nu îndată a fost. E pe 26. Ianuarie, cum a fost internată 2014. Nu știu cât timp, nu pot vă spun, dar... Și când a plecat Ion din casă? E ca femeia asta... E vorbește și e plânge, e curg lăcrimi. E ca cum să nu o crezi. Dar el vorbește și se râde. Încă ianuarie, februarie, martie, undeva pe la sfârșitul aprilie, el categoric nu s-a mai prezentat nici la spital, nici acasă la băieți vii să-l vadă. Ion, de două, deci trei este adevărat, ce diagnoză are nepoata dumneavoastră, doamna Valentina? Of. Leucemie.
cu grad de risc. Domnule, dacă permiteți, eu sunt o persoană simplă, sunt o tată unui copil care, cu părere de greu, din greșeala unui medic, copilul este invalid, grad sever, țântuit la pat. Dar vreau să-ți spun că... E ca nu-i destul că fata asta e bolnavă, grav, încă și că el face așa ceva. Face ca situație de astea, dar cum să nu arunci cu cuțit într-însuie, că cum să nu arunci? Dacă el lasă, când familia se află într-o stare destul de rea, el îi lasă și se duce. Nici o tată nu ne-a venit prin minte, cu toate că am avut lovituri destul de dure din partea sistemului medical, din partea rudelor cele mai apropiate. Nu ne-a venit nici pe secundă prin gând să lăs soția și prințesa mică. M-am străduit în timp de 4 ani de zile, 24 din 24, să fiu alături de ea. Și să spun sincer, mă sunt lângă soție și sunt zi de zi îi mulțumesc bunului Dumnezeu că mi-a dat o soție puternică. Sunt ca într-o mașină bron... Păi, de-ar fi toți așa ca tine, de-ar fi. ...nată lângă soție. Indiferent de vorbi, indiferent de discuții, indiferent de speculații, nu cedăm. Ne străduim în prim plan să ne axăm pe sănătatea copilului. Cu toate că medicii din start... ne-au descurajat complet. Au fost niște killeri morali, care ne-au spus copilul nostru nu are nicio șansă. Noi la ziua de azi am demonstrat inversul, noi avem niște rezultate fantastice. Copilul nostru zâmbește, copilul nostru a făcut câțiva pași și el stă în picioare. Eu ți-aș sugera ca un tată simplu, te rog frumos, nu lăsa copilul, el are... El deja l-a lăsat. El, deamul i-a lăsat. El nu are afecțiuni față de copiii ăștia, pentru că el știe că ea e bolnavă și el îi evită, el fuge de dânsii. Gata, aici de-am... ...nevoie de tine, ca cum tu ai nevoie de aer. El măcar material să-i ajute, că-i spate trata fata. Dar susținere cumva morală, eu nu văd din partea lui că e posibilă măcar să fie. Sau e ca bun, el nu a ajutat, dar părinții lui puteți să ajute? Măcar cu bani, pentru că eu sigur că tratamentele astea scos istoare. Sincer îți spun. Nu lăsa nici pe secundă. Bărbatul ăsta simte că s-a emoționat el cât vorbea, îi tremura vocea tocmă. Nu asculta ce spune lumea. Gura lumii niciodată nu astupi. Asta eu nu am plecat, că eu am aflat acolo. Hai tași, doamne. Au fost neînțelegeri, fel de fel de cuvinte murdare eu am fost făcut. Înainte de asta totul multe chestii au fost începute. Care... Eu credem că persoana ce e inconștient. Bun, cu dânsa te-ai certat, nu mai trăiți, dar la spital nici nu vine la fată. Ești ce-o făcut ție. Și nu știi ce faci și într-o zi eu o să răspund de dânsa. Am vedere de oile. Dar cum ai vrut tu, o mamă, să reacționezi în momentul în care are un copil bolnav și în viața ei se întâmplă așa o tragedie? Ai vrut să te mângâi pe cap sau cum ai vrut? Ea era stresat, femeie, probabil și astăzi. Deci, da, e lăța, fata e bolnavă și vin el și spune că, da, tu știi că mă ating că tu mi-ai mișinești cu chestia nu s-a mei. Tu mai trăiești acest stres. Cum tu ai vrut ca ea să... Ce comportament ai vrut tu să aibă față de tine? Bine, ai plecat, nu te-ai înțeles cu ea, dar de ce tu nu ai la... Dar bărbatul trebuie să stirpească, dar și eu stirpilă. Nu ai rămas tată lângă copiii tăi, că copiii tăi au nevoie de tine. Eu am fost... Aici în studio toți plâng, numai el stă și... El și părinții lui stau fără nicio emoție, fără nicio reacție. Restul e ca lăptăți care îi arată, tremură vocea, ochii în lacrimi, înlăcrimați. Tată, eu lor le-am achitat. Și ai achitat 4.000 lei? 4.000 lei. Și în casa pentru un copil care e bolnav, 4.000 lei. Nu știu. Tata, nu-i doar achitare. Înțelegi? Asta, eu și vreau să spun că să mă înțeleagă tătă lumea. Asta nu e achitare. Eu mă duc și dau și mie ne spune că eu n-am dat. Dar nu cred...
Eu ca să te înțeleagă. A credeți că asta e femeie normală? Și vine și de-și plânge pe stăt loc și ieși atâtea. Dar cum să nu plângă dacă iau așa tragedie în familie? Tragedie, tragedie. E tragedie, când un copil e bolnav, asta e tragedie. Unii nu au fost pe stăt loc, o plâns. Eu o plâns. Și-o permis să plângă. Cum a putut ea face așa ceva? Of, eu nu pot, of, eu nu... Dar și țip, mă, eu și s-o... Încep să mă enervez, de-am. Și țipi. Pot. Dar după tine chestia asta și situația asta e de râs? Da, asta nu-i de râs, asta nu-i de râs, dar eu nu tot să mă fac fel de fel și să zvârlă cu țâte, să zvârlă cu cine pădești. El, dacă e înconștient, eu nu vreau ca să răspund pentru zesa. Femeia asta, de când am venit în studio, n-am auzit nimic de rău să spună de tine. Voi certuri anterior ați mai avut permanent sau nu? Permanent certuri. Permanent, da. Păi, de ce n-ai plecat anterior, dar ai plecat după certurile de la îmbolnăvire, două luni, asta trei luni? Asta nu e cearta de la îmbolnăvire. Dacă spui că din cauza certurile ai da, plecat. Da, eu vă spun, asta nu-i, eu n-am plecat din cauza îmbolnăvirii, dar din cauza... Da bun, a plecat el, a plecat, gata, tu ai plecat. Dar poți să continui să participi în viața la copii. Dar tu ai plecat cu tătul. Dar el nu înțelege, el crede că toți sunt împotriva lui. Cauza certurilor care eu nu înțelegem și se întâmplă, doamnă. Eu n-am o întrebare la tine. Cât copila ta a stat în spital, în afară de bani, pentru că bani știm că cheltuielile sunt destul de mari. Dar întrebați-l mai bine câți bani a dat el pentru asta, pieca, cât 9 luni eu a stat în spital, câți bani el a dat. El a zis numai de 4.000 de lei, a dat, mai mult el nici nu a zis. Macar cu bani să ajute. De câte ori ai îmbrățișat-o? Pentru că ea suferă de o boală unde e nevoie de atenție, e nevoie de dragoste, pentru că noi știm că tare mult ne vindecăm de la ceea ce primim, de la emoții, de la grija celor din jur. Eu am fost de vreo câteva ori, dar o singură dată eu am dormit. O seară eu am dormit acolo. 9 luni el a fost de câteva ori, a fost numai de câteva ori. Ștuhma, o seară el acolo a dormit, o seară. Cu dânsa pe Pătușan. 9 luni? Eu n-avem timp, e la mine. Dar tu ești tată. În momentul eu în care... Dar și țipiară el țipă. Ai părșit fragul acestei familii. Eu am fost atist. Eu dormim, nu mă ducem acasă. Întrebați am fost. Eu dormim. Erau că eu putem blam nespalat. Totuși spală și are una cu alta. Că blam nespalat. Spală-te. Un părinte iubitor, el l-a găsească timp să ducă la copilul lui bolnav. Eu sunt sigur că mulți ați mă susțină în ce și eu spun. Că chiar dacă lucrezi, tu obosești, tu oricum te duci acolo. N-ai cum, dar tu cauți-a mă, pur și simplu zici motive. Că eu am fost acolo, eu m-am nespălat. Eu îți fac să întrețin copilul. Dar măcar de dragul copilului n-ai mai putut să rămâi. Bun, nu poți în fiecare zi să te duci, dar minim de câteva ori pe săptămână să te duci, nu, tot n-ai putut. Ai lucrat și sâmbătă și duminică. Atât nu. Timp cât nu. Să se facă bine? Nu. Pentru că și după 4 luni de zile? Clar că nu, se vede că lui e tot una de dânsa, de soție, de copil, e tot una, se vede. Cât a stat copilul tău la spital cu mama lui, tu ai decis să pleci din familie. Copilul a mai stat încă 5 luni la spital după asta. Ai fost vreodată să o vizitezi? Nu. De ce? Pentru că de atâta. Eu cu dânsa... De atâta. Am încercat. Eu, dar nu vroiam să văd... Nu vroiam să văd copilul meu, care e bolnav. Nu vroiam să văd... Tu te-ai certat cu soția, dar nu te-ai certat... Și nu vroiei să vezi. El îți zic, nu vroiem să văd și să vezi. Dar eu nu putem să mă duc acolo ca să o văd pe mama ei, pe Olea. Logica... Eu nu putem să mă duc acolo ca să o văd pe dânsa. Din cauza ei eu m-am îndepărtat de copii. Nu din cauza ei, din cauza ta. Dar copiii rămân ai tăi. Copiii, eu vă spun, eu de băiat nu... El deamu s-o dezis de copii, deamu s-o dezis, chiar dacă el nu are rezultatele la testul ADN. Dar dacă să-i dă testul, pe el a zis că gata, adică, de exemplu, că nu-s copiii lui. Zic că gata și care-i... El a fi fericit că nu-s copiii lui.
Nu știu precis. Da, el nu seamănă cu mine. Dar, de fapt, cum eu am socotit... Socotit. Socotelile lui. Plecarea lui Ion din familie, mai ales într-un moment extrem de dificil, i-a șocat pe toți cei care îi cunoșteau și, în primul rând, pe nașii lor de cununie. Îl invit în platou pe Anatol Zgherbaci, nașul cuplului destrămat. Ia de una în cap. Doamna Anatol, spuneți-mi, vă rog, sunteți nașul de cununie? El încă s-a așezat alături. Eu cred că o să-i zic și faci, măi, și el s-a pus alături. Cununia lui Ion și a Olgăi. Voi, da. Cum ați aflat că Ion nu-și mai recunoaște copiii? De acum. A venit el la voi să vă spună, să se consulte, nu. Să... Asta nu a fost. Între noi, n-am știut noi. Mădam pe urmă, mădam și ne-a spus că el l-a lipadat, o s-a dus. Olga v-a spus? Da. Dar el v-a zis ceva, finul vostru? Nu. De atunci eu cu dânsul nu m-am... M-am întâlnit, dar... Cum vă spun, bună ziua, n-am auzit la dânsul ca așa. El s-a dezis nu numai de soție și de copii, dar de tăt și îi leagă pe dânsii. Dar e ca omul ăsta, ți-ai și ce-a făcut, deși cu dânsul nu te saluți. Bună ziua, n-ați auzit? Da. 4 ani de zile. Dar de ce așa? E că el se râde. El se râde, el e bolnăjor, eu nu știu ce spun. Tu știi, cu tătul tăi, oamenii ăștia vin, tăt și-at, maică plâng, el se râde, lui e vesel. Da. 4 ani de zile, tu vă dată, bună ziua, ne-i des? Da, dacă... Da, e ca și să-mi foai așa, știm foi. Uiți la mine că mergi pe drum sau uiți pe deală. Dai signal, nu așa ai mers înainte și gata. Dar vezi că am dat? Ai zis, dai signal, ap și spui că nu m-a salutat. Da, eu tot dau signal, atât. A, dai signal? Asta, claxonez, asta e ca și cum salut. La tot omul mai dau signal. Nu, dar pe eu și trebuie să fac, ca să atrag atenția, eu am dat și să ridic mâna, corect? 4 ani de zile. Corect? În 4 ani de zile. Da, da. Trebuie să... Dai jos, dai bună ziua. Bine. Domnule Anatol, da, apără-ți copilașul, odorașul. Că el are 3 ani și nu poate vorbi. Spuneți-mi, vă rog, dar în ce relație erați cu finii voștri până a pleca Ion din familie? Relație bună am avut. Dar este estima, adevărat... Estima. Relația voastră era fake. Pentru că el foarte repede s-a dezis de voi tăți. Așa? Deci veneau la voi în ospeție, vă dădeau, da, bună ziua. Da, a fost tăt normal. Vă credeau de nănaște, părinți spirituali? Până la un fost? Timp. La un timp și-au avut între dânsă, nu știe. Probleme familiare, acolo n-are cine să amestecați. Când Ion a plecat, a decis să plece din familie, a venit la voi să vă spună? Nu. Dar spuneți-mi, vă rog, acum, atât timp cât ei nu mai sunt împreună de 5 ani, practic, vă vedeți cu ei? Am înțeles că cu Ion... Nu. Nu. Și nici nu e loc de bună ziua. Cu Olga? Cu Olga, da. O vizitați? Da, o vizităm, ne vizitează. Copiii. Deci ați păstrat relația cu Olga, da, și cu copiii, da, ei? Cu finuții voștri. Spuneți-mi, vă rog, acum, domnule Anatol, dar este adevărat că soția dumneavoastră, nașa cuplului, este și mătușa dreaptă a lui Ion? Da. Sora lui doamna Aurica? Da, doamna Aurica. Vreau să știu de ce ați venit astăzi singur. Nu a avut timp să vie. Sau nu a vrut? Nu, a fost ocupat. Faptul că după despărțire voi ați păstrat legătura cu Olga, dar cu Ion nu. Înseamnă că ați luat cumva partea Olgăi? Că o susțineți pe ea? Da, nu, că e neostimat de a te o susține. Ioane, spune-te, rog frumos, dacă n-ai părăsit copilul, familia, aveai altă femeie? Nu. Sincer. Eu am o persoană, o fată, am un timp de ani de zile. Când ți-ai văzut ultima oară copiii? Eu nu pot să vă spun precis. Ultima oară pe Vitalina, dacă eu nu mă greșesc, asta a fost în an vara, când a fost hramul la Voloave, cu nășica era. Eu nu m-am apropiat, că eu m-am întors, nu știu trebuie să fac, și când m-am uitat, ei nu erau. Nu știu unde era, ia că atunci, ultima dată, mi se pare, da, atunci. Și mai mult eu n-am văzut. Decât pe fotografii sau am vedere în realitate, numai cât atunci. Dar până atunci? Până atunci... Tot vreo 2 ani când era.
Olea cu fata în braț și ne-a pălit cioarele pe ușă la mașină. Și după aceea, la hram. Ai vrut vreodată să-ți vezi copiii? Singur, să vii să-ți vezi copiii? Ai vrut vreodată? Eu niciodată, dacă așa văd, eu n-am putut să mă duc niciodată. Of, Doamne, o întrebare simplă. Trebuie să spui da sau nu? Eu niciodată, nu, n-am... Și bileașă. Abita și Bileaș dorm aici și se aud fără ei amândouă. Da, eu aș vrea să văd, dar eu n-am văzut. Dacă-s copiii mei, arată și trebuie să... Arată și... Dar ce n-ai plătit testa de nești să-l faci tu repede? Ai așteptat 10.000 de ani. Și un om normal, în general, chiar dacă nu-s copiii lui, avea oricum să-i îngrijească, să-i crească, să-i iubească. Dar tu, măcar, nici n-ai aflat încă. Și tu deamă te-ai dezvezi de dânșii. Și ea ca să-i văd eu fața lui, dacă să spună că copiii ambii s-a lui. Să văd eu fața lui și a lui părinții lui. Să arăt că-s copiii mei? Da, eu vreau, da, eu accept să știi bă copiii. Și bun, arată că-s copiii tăi și tu brusc a să te schimbi, a să ai grijă de dânșii, a să te duci, a să-i vezi? Nu știu, nu precred eu în așa ceva. Copiii mei. Dar să nu fiu, să știu dat, că eu să-i plătesc ei, că ei nu face business cu copiii, să-i plătesc, e pentru bani. Business, ei face business cu copiii, ei, omule, tu știi cât costă muia? Nu bun, asta a fost în 2019. Trebuie să cu grămadă de bani să crești doi copii, doi, nu unul, dar doi. Și încă pe dânsa trebuie să se întrețină. Dar ei face business, dacă tu îi dai milioane, tu ești milionier. Nu, tu ești miliardar și tu ai mulți bani și... Eu am pe dânsa registrat telefon, cum e ședin, nici ne spune. Că... că e... Ia că ăla și duce. Faptele astea... Cum să vă spun? A, nu știu cum să vă spun, nu vă spun nică. Ei trebuie bani. De pe mine să mă scoată de la limite. Păi trebuie bani, are doi copii care-s așa tăi. Clar că-i trebuie bani. Că să-i crească. Dar de drepturile părintești, nu, că eu o să... Că eu o să cum? Stai, nu drept, nu... Doamne ferește, el nu știe și zice. El spune ceva pe rămâși că nu, 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 nu. Stai și aduce aminte primiară. Nu, 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 nu așa. Ia ca și faci decizia luată în 3 zile. Hai, repede să ne căsătorim. Dragoste la prima vedere. Ia ca dragostea lor la prima vedere. Le-a și-o dus. Nu este. Drepturile părintești, nu? N-am dreptul la copil. Dacă să ia chit, da. Păi clar că trebuie să ia chit. Clar că trebuie să ia chit. Am dere să mă dezică, dar drepturile părintești tot așa să rămâi. Adică să nu mă văd cu copiii, dar prin poșt cum e. Drepturile părintești să te dezică, dar să nu te dezică. Și ei zis omul în general. Că e vrea că drepturile părintești să șie, să nu șie, da bani să dau. Singur nu știu ce chit, spune. Așa și să ia chit. Dar tu ce vrei? Să-i transmiți bani numai? Sau să vii să-i vizitezi? Sau poate îndeopște să uiți de ei? Cum vezi tu? Eu vă spun, noi împreună dăm nas și, dar chiar și dacă și bă, a mie, eu nu vreau să plătesc prin poștă. Familia nu se face așa. Eu singur, cum am fost să-i duc, eu singur să mă duc să duc. Dar și te încurcă asta? Și te încurcă asta? Că să dai prin poștă. Și contează cum tu îi dai? Tu îi dai lor. Și contează cum îi dai. Cât ați pot a să dau. Ați trebuia să ne îmbrăca. A, lui nu-i place că lui i-a pus, cred, o taxă anumită care trebuie să o plătească pe alimente și lui asta cred că nu-i place. Nu-l aranjează. El vrea cât ați pot a să-i dau, dar tu ați pot să-i dai 100 de lei, ca așa poți tu. Dar așa măcar cumva ei sunt protejați de lege, măcar cumva. Ați trebuia să gândiți. Știi cât costă o reabilitare medicală, cât ați să pot să dau? Când ai devenit tată, te-ai gândit că ai și o obligație și o responsabilitate. Dar eu m-am gândit că eu aș fi tată. Acum pot să fiu tată, dar când am probleme, nu mai sunt tată. Cum eu să mă gândesc dacă în timpul ăsta, când... În procedura care a fost, când eu observat că eu gata, e pe mine mă ține. Pentru ce e pe mine mă ținut? Tot
Tommy. Și asta. Cum te-a ținut? E și Hulk să te țină pe tine sau și... Îl ține, Hulk îl ține și el nu-ți putea nișcani acolo. L-a înhățat și nu-i dă de drum. Spre ce procedură? Eu gata. Ce spune? Ce spune? Știi, ai înțeles tare gen Natalia și spune el. În timp sexul. Sex. Că ce? Da, și e pe mine m-a ținut. El poartă un copil în cel. Da, e pe mine m-a ținut. Ca să știi întrânsa. Tu ajungi grabă la Dumnezeu, domnule. E vinovat. Dar... E de jină. Eu nu, e de jină. Tu ca tată, s-o poți? De băiet nu pot să-ți spun. Nu, ceva în suflet, ai așa? Nu. Nu, el nu simte nimic, mă nervez. Serios, mă nervez așa oameni și-i smulți. Ginecoștiuță-i fac propunere în 3 zile, dar cum să aibă grijă de copii, nu știe. El nu are nici el. Mai scurt, l-a ținut Hulk și e că au apărut copii. Că avea 2 vaci, am rugat să fie vândut o vacă. Eu o văd foarte adecvată pe mam, pe... Of, mama la mamă. O văd foarte adecvat pe bunica din partea mamei. Sper că mă înțelegeți. O cred în ceea ce spune. Din câteva cuvinte auzite de însuși mamă, eu tot o văd că e adecvată. Nu pare că se consume alcool sau ceva. Se vede că e îngrijită. Vorbește normal, dar el a venit și țipă, sfârnăie, să nu știu și... Și bunica o întreba, dar dacă n-a străiască? Insiști că acești copii nu sunt ai tăi? Pentru fată, da, pentru că eu s-o cot copilul la 36 să naște prematur. Dar cât privește băiatul? Nu pot să vă spun nici că nu știu nimic precis. Numai că nu o să amână cu mine și gata. Ion, în aceste plicuri se află adevărul după care ați ajuns astăzi aici în studio. Și iată, asta a fost tot. Serios, episodul ăsta m-a șocat, pur și simplu. Eu nu știu ce spun. Mie mă uimesc așa oameni. Cred că... Ia că aici doarme Bileaș, ia că puteți să-i vedeți urechiușa. Bileaș. Hop, și-a ridicat cap. Dați-o zvorăt. Ia că... Bileaș. Ieși-o neam cu ochișorul ăla. Scrieți în comentarii dacă vreți a doua parte, cât mai rapid, ca eu să reușesc să o filmez înainte ca eu să plec. Fiindcă dacă eu n-am să reușesc, a doua parte o să ias peste vreo 2 săptămâni minim. Și scrieți în comentarii ce părere voi aveți despre această situație, despre acest tată care s-o dezăzut copiii lui deja. Asta a fost tot. Pa, ca!